Hristos a înviat! Vă salută, Tatiana! Am aici această sticlă de vin. Să nu credeți că astăzi ne punem să bem. Am primit acum câtva timp în urmă un mesaj însoțit de o fotografie de la o doamnă, de la doamna Mariana Ciomurtan, care îmi scria aici: Bună ziua! Aș vrea să fac pentru la vară, la o nuntă. O prietenă are nuntă cu fata și mi-ar place să-i fac o surpriză. A căutat tutorial și nu a găsit doamna. Și de aceea m-a rugat dacă aș putea să-l fac chiar și înscris. Văzând că nu este tutorial pentru această minunăție de lucru, am decis să-l fac eu. După cum vedeți, aceasta este fotografia care mi-a fost trimisă. M-am înhămat cu răbdare și, bineînțeles, astăzi vom începe să lucrăm în primul și în primul rând sticla îmbrăcată în rochița de mireasă. Într-adevăr, o idee minunată. După cum vedeți, eu am aici o sticlă de vin. Nici nu știu ce calitate este, nu are importanță. Important este ca dumneavoastră, chiar dacă doriți să lucrați, dacă la început nu aveți cumpărate sticlele respective, să aveți măcar una goală, după care să luăm măsurile. Și vom măsura baza acestei sticle. După cum vedeți, aceasta are o circumferință de 26 de centimetri. Eu voi lucra cu firul alb, firul Stella, este un macrame, macrame 100%, firul de Scoție, aici scrie. Și poate fi lucrat cu croșetul cuprins între 3 și 3 și jumătate. Pentru a da o oarecare stabilitate și pentru a face lucrarea să fie cât mai bine lucrată, eu voi folosi croșetul cu numărul 1. După aceea eu voi lăsa camera jos și vom vedea pas cu pas cum se lucrează. Dar pentru început voi lăsa un firul aici un pic mai lung, pentru că va fi nevoie să coasem un pic la începutul lucrării. Și din acest moment noi vom face ochiuri de lanț cu a căror lungime să fie de 26 de centimetri, atât cât este circumferința sticlei pe care v-am prezentat-o. Bineînțeles, ideal ar fi ca persoanele care lucrează să aibă deja cumpărate sticlele și astfel pe dimensiunile acesteia să înceapă lucrarea. Deci vom face ochiuri de lanț exact 26 de centimetri lungime. Așa cum vă spuneam, apoi eu voi lăsa camera jos și veți putea vedea de aproape ceea ce lucrez. Continuăm cu ochiuri de lanț. Am lucrat cei 26 de centimetri de ochiuri de lanț. După cum vedeți, am aici dimensiunea necesară, 26 centimetri. Sper că reușiți să vedeți, am lăsat camera mai jos, deci am ajuns aici la 26 de centimetri. Următorul pas va fi să facem un rând de piciorușe duble. În corespondența fiecărui ochi de lanț, noi vom face un picioruș dublu. Vom începe lucrând 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3,
care vor ține locul primului picioruș dublu, după care voi lua firul odată pe croșet și în cel de-al patrulea, deci vom număra 1, 2, 3, în cel de-al patrulea ochi de lanț voi intra, voi face un picioruș dublu. Eu sper să reușiți să vedeți, am lăsat camera jos și vom continua tot rândul în acest mod. Deci piciorușe duble până la capătul rândului, cu atenție să nu sărim niciunul dintre ochiurile de lanț pe care deja le-am executat și continuând în felul acesta, noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, după care vom începe modelul propriu-zis. Deci piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușe duble. În acest moment vom pune lucrul în două pentru a nu veni această parte răsucită. Deci îl punem în două, cu atenție, să fie totul în mod perfect. Și acum vom încheia acest rând în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, cu fir alunecat. Deci undeva aici vom intra și vom face fir alunecat și astfel vom încheia acest rând. Eu sper să se vadă. Așa. Din acest moment vom lucra 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, deci sunt 5 ochiuri de lanț, după care voi lua firul pe croșet o dată, o singură dată, și voi sări 4 piciorușe duble. De fapt, voi sări 3, în cel de-al patrulea voi intra și am 1, 2, 3. Voi intra aici în cel de-al patrulea și voi face o jumătate de picioruș dublu. Deci ați văzut, am avut firul odată pe croșet, am intrat prin picioruș și am extras firul. Acum am 3 fire pe croșet, le voi închide pe toate 3 împreună. Voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Firul pe croșet, vom sări 2 piciorușe duble, vom intra în cel de-al treilea și vom face o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus, cum sunteți obișnuite mai degrabă. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. 2. Am intrat din nou în cel de-al treilea, picioruș dublu, voi face piciorușul dublu redus, din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi sări 2 piciorușe de bază, voi intra în cel de-al treilea și voi face din nou picioruș dublu redus. În felul acesta noi vom lucra până la începutul, până la capătul rândului. Aici am lucrat 5 ochiuri de lanț pentru că 2 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu redus, iar cele 3 ochiuri de lanț rămase sunt cele care fac diferența, ochiurile de separare. Deci în felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului și voi închide acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de la începutul acestui rând. Deci vor trebui să ne rămână 3 ochiuri de lanț. Eu voi închide aici cu fir alunecat în felul acesta. După care voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi face picioruș dublu redus în mijlocul primului spațiu
de 3 ochiuri de lanț. Din nou, 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Picioruș dublu redus în mijlocul următorului spațiu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și picioruș dublu redus în mijlocul celui de-al treilea spațiu. Deci am făcut deja 1, 2, 3 piciorușe duble reduse. Acum, în continuare, în corespondența acestui picioruș dublu redus care urmează, noi vom intra și vom face un număr de 5 piciorușe duble. Deci avem 1, 2, 3, 4. Cel de-al cincilea picioruș dublu vom lua firul pe croșet și în următorul spațiu vom face un picioruș dublu redus. Deci, fără să facem cele trei ochiuri de lanț, vom intra și vom face direct piciorușul dublu redus. Vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu, după care, în corespondența următorului picioruș dublu redus din rândul următor, vedeți imediat în următorul, vom face cele 5 piciorușe duble. 1, 2, eu sper să se vadă. Cel de-al cincilea, firul pe croșet, în următorul spațiu vom face direct un picioruș dublu redus, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, în următorul spațiu vom face picioruș dublu redus. Aici vor fi o mulțime de piciorușe. În felul acesta, noi vom forma acel model care este pe sticlă, liniile cu model liniile încărcate. Acum, în următorul picioruș dublu, vom face din nou în următorul picioruș dublu redus, scuzați, vom face pentru a treia oară cele 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 4, cel de-al cincilea, firul pe croșet, în următorul spațiu vom face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș dublu redus în următorul spațiu. Deci am început acele trei linii diagonale care vor da efectul
deosebit pe sticlă. De acum, ceea ce urmează este ca până la sfârșitul rândului să lucrăm 3 ochiuri de lanț și picioruș dublu redus în corespondența fiecărui spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior. În felul acesta vom continua până la sfârșitul acestui rând. Deci formăm în acest mod. Va părea ca o plasă. 1, 2, 3. Piciorul dublu redus în mijlocul spațiului. 1, 2, 3. Piciorul dublu redus în mijlocul următorului spațiu și vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului. Uitați-vă ceea ce trebuie să iasă și noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând pentru a continua. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț, acum voi trece direct în spațiul următor, deci nu voi mai închide ca și până acum cu fir alunecat, voi trece în mijlocul spațiului următor, voi face un picioruș dublu redus, vom lucra de jur împrejur. 3 ochiuri de lanț, 2, 3, picioruș dublu redus în următorul spațiu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș dublu redus în următorul spațiu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un picioruș dublu redus în cel de-al treilea picioruș din evantaiul format din cele 5 piciorușe duble din rândul anterior. Deci aici vom intra și vom face un picioruș dublu redus pentru a începe să formăm acele linii diagonale. Firul pe croșet vom intra în piciorușul dublu redus care l-am făcut imediat după ce am format evantaiul de 5 piciorușe duble. Și în corespondența acestuia, noi vom lucra 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu, firul odată pe croșet și exact în același spațiu care urmează după piciorușul dublu unde am realizat evantaiul, voi face un picioruș dublu redus. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș dublu redus în cel de-al treilea picioruș dublu din evantaiul următor, le voi închide, după care în următorul picioruș dublu redus, făcut imediat după evantai, voi intra din nou, voi face 5 piciorușe duble. În felul acesta noi încet încet vom crea liniile diagonale. Avem 2. Eu sper să înțelegeți în modul în care explic. 2. 3. 4, cel de-al cincilea picioruș dublu și apoi imediat aici în spațiu voi face picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț din nou, 1, 2,
trei. Picioruș dublu redus, în cel de-al treilea picioruș dublu din evantaiul de cinci. Voi închide. După care, în piciorușul dublu redus următor, voi face din nou, pentru a treia oară, cele cinci piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț și în continuare, în corespondența fiecărui spațiu, vom face picioruș dublu redus. Deci, repetăm 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu de 3 ochiuri de lanț. Sper să mă fac înțeleasă în modul în care 1, 2, 3, în modul în care explic. Bineînțeles, uitându-vă cu atenție, veți putea observa. Acestea trebuie să fie fetele mele care mă sună dimineața. 1, 2, 3. Cer scuze pentru întrerupere. De când am fost bolnavă, acum 3 ani, am fost la un pas de moarte. În fiecare zi, copiii pe rând mă cheamă să vadă cum sunt, cum mă simt. Am ajuns la capătul acestui rând și din nou vom continua lucrând. 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, din nou 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus, eu sper că sunt în poziția corectă și mă vedeți, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, din nou picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Picioruș dublu redus. În cel de-al treilea picioruș dublu din evantaiul pe care l-am format în rândul anterior. Deci aici vom intra, vom face un picioruș dublu redus. După care, în piciorușul dublu pe care l-am făcut imediat după evantai, vom face din nou cele 5 piciorușe duble. În felul acesta, așa cum vă spuneam, acele linii orizontale le vom schimba direcția. Deci ne vom deplasa către partea stângă a lucrării. Vă arăt și acest rând și apoi cu siguranță ați înțeles modul în care se lucrează și vom continua în felul acesta, schimbând poziția evantaielor. Deci am făcut cele 5 piciorușe duble, iau firul pe croșet, imediat după piciorușele duble în acest spațiu vom face picioruș dublu redus, vom continua cu 3 ochiuri de lanț, vom face picioruș dublu redus în cel de-al treilea picioruș dublu din evantaiul format în rândul anterior, piciorușul dublu redus imediat după evantai vom intra și vom face din nou
cele cinci piciorușe duble pentru a forma un nou evantai. Eu am această convingere că deja ați reușit să înțelegeți modalitatea de lucru, modul în care ne deplasăm spre partea stângă. Avem 4, cel de-al cincilea picioruș dublu, firul pe croșet și imediat după piciorușul, după evantai, vom face acel picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, picioruș dublu redus în cel de-al treilea picioruș dublu din cadrul evantaiului, iar apoi în următorul picioruș dublu redus, cel vecin al evantaiului, vom face din nou cele 5 piciorușe duble pentru a forma un nou evantai. Avem 2, 3, 4, cel de-al cincilea, firul pe croșet, imediat după evantai vom face un picioruș dublu redus, care apoi va fi baza următorului evantai din rândul pe care va trebui să lucrăm, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș dublu redus în următorul spațiu și vom continua în acest fel până la sfârșitul rândului. După cum puteți vedea, deja au început să se formeze acele linii diagonale. Noi vom continua în felul acesta, cred că ați prins de acum modalitatea de lucru, deci doar aici schimbăm, ne deplasăm înspre stânga și vom continua până când vom ajunge la o anumită dimensiune. Vom ajunge, acum vă arăt unde, uitați-vă cât de perfect stă aici pe sticlă. Vedeți că deja începe să se cunoască modelul și vom lucra până aici, până în regiunea unde sticla începe deja să-și schimbe forma. Eu voi reveni. După ce, în momentul în care ajung aici, vă voi spune câte rânduri am lucrat eu, însă dumneavoastră, în funcție de firul pe care îl veți folosi, poate va fi nevoie să lucrați mai mult sau mai puțin, în funcție de grosimea firului. Deci noi va trebui să ajungem cam în această direcție, unde sticla deja începe să formeze gâtul. După care ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Între timp, eu am continuat să lucrez. Am ajuns la un număr de 20 de rânduri în care am făcut acest model. Vedeți că se prezintă foarte frumos și am ajuns aproape în corespondența primului evantai pe care l-am format. Voi continua, voi scoate sticla de aici, v-am arătat așa ca să vedeți un pic cam cum arată și voi continua în felul următor, pentru că acum vom lucra
Începând și să scădem în același timp, am 1, 2, cel de-al treilea ochi de lanț. Vedeți, mă apropii de evantaiul format din cele 5 piciorușe duble. Aici vine piciorușul dublu redus, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi face picioruș dublu redus în cel de-al treilea picioruș dublu din evantaiul pe care l-am lucrat în rândul anterior. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și voi face un picioruș dublu redus în acest spațiu dintre evantaie. Deci nu vom face nimic în acest picioruș dublu redus pe care l-am lucrat după evantaiul, primul evantai din rândul anterior, ci în spațiu. Intrăm, facem un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț, 2, 3. Sper că sunt poziționată bine și vedeți. Voi face în cel de-al treilea picioruș dublu din evantai, voi face un picioruș dublu redus. După care, în piciorușul dublu redus, ce urmează după evantai, voi face din nou cele 5 piciorușe duble care vor forma evantaiul. Deci, pe măsură ce vom merge, acum vom scădea numărul de evantaie. Avem 3, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu. Imediat după acesta vom face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț. Un picioruș dublu redus în cel de-al treilea picioruș dublu din ultimul evantai. Iar în piciorușul dublu redus următor după acest evantai vom face din nou cele 5 piciorușe duble. Avem 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea, picioruș dublu. Imediat după acesta fac piciorușul dublu redus, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu, așa cum v-ați obișnuit. Și acum uitați-vă că avem doar două rânduri de evantaie. Primul l-am eliminat. Vom continua ca de obicei, făcând 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus până la sfârșitul rândului, după care noi ne vom reîntâlni. Am ajuns în apropierea următorului rând de evantaie. Aici vedeți, deja am abandonat primul rând de evantaie. Voi continua lucrând 1, 2, 3, ochiuri de lanț, picioruș dublu redus, din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus. Unu, doi, trei ochiuri de lanț, picioruș dublu redus. Unu, doi, trei ochiuri de lanț, picioruș dublu redus.
După cum vedeți, am ajuns în corespondența celui de-al doilea rând de evantaie. Aici, din nou, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu din interiorul evantaiului. Voi închide 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș dublu redus în acest spațiu. Ați văzut bine spațiul care este. Deci sărim piciorușul dublu redus din rândul anterior, cel executat imediat după terminarea evantaiului. Acum fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu redus în cel de-al treilea picioruș dublu din interiorul evantaiului. Iar acum, în piciorușul dublu redus, exact vecin al evantaiului, vom face cele 5 piciorușe duble. Deci vom forma un nou evantai, 1, 2, 3, cel de-al cincilea, deci 5 piciorușe duble. În spațiul vecin vom face un picioruș dublu redus, după care vom începe exact ca și până acum, 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu redus, două, trei ochiuri de lanț, picioruș dublu redus. Deci vom continua în felul acesta, ceea ce obținem, uitați-vă. Deci am început încet, încet să abandonăm rândurile unde am lucrat evantaiele. Vedeți? În felul acesta ar trebui să se prezinte. Și voi continua rândul singură, după care ne vom întâlni când ajungem în vecinătatea ultimului rând de evantaie. După cum vedeți, am ajuns la ultimul evantai, deci am făcut piciorușul dublu redus în spațiu dinaintea evantaiului. Acum am 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi face un picioruș dublu redus, ca de obicei, în cel de-al treilea picioruș dublu din acest evantai. Din nou, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și voi face un picioruș dublu redus în următorul spațiu, după care vom continua din nou, 1, 2, 3, ochiuri de lanț, picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, picioruș dublu redus. Acum vom pune pe sticlă să vedem cum se prezintă, 1, 2, 3, pentru că întotdeauna va trebui să aveți sticla alături de dumneavoastră. Bine să râd și să măsurăm. Deci vom vedea acum modul în care se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Perfect! Ia uitați-vă ce prezență are. Un pic să nu trag firul de aici.
bineînțeles că când va fi gata și vom pune și partea de desubt, va arăta super. Eu sunt sigură că vă va plăcea acest tutorial. Eu aproape că nu am dormit noaptea asta, gândindu-mă la modul în care aș putea să realizez. Deci vom încheia acest rând. Rândurile următoare le vom începe exact din locul unde am închis ultimul evantai. Deci vom continua acest rând lucrând în acest mod. Deci trei ochiuri de lanț cu picioruș dublu redus în fiecare spațiu din rândul anterior. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. După cum vedeți, aici am avut ultimul evantai. Am făcut ultimele trei ochiuri de lanț. Voi face picioruș dublu redus. Voi pune semnul pentru a ști unde am făcut ultimul picioruș dublu redus și ultimul spațiu format din trei ochiuri de lanț. Acum vom merge înainte cu două ochiuri de lanț și un picioruș dublu redus în următorul spațiu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. De ce facem doar câte două ochiuri de lanț? Pentru că așa cum știți și cum vedeți, sticla pe măsură ce înaintează în înălțime devine mai strâmtă. Deși noi va trebui să strâmtăm rochița. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Eu am măsurat pe sticla mea și clămița o lăs aici. Voi continua cu un nou rând lucrat în același mod. Două ochiuri de lanț și un picioruș dublu redus în spațiul următor. Clămița o voi lăsa aici, nu mă deranjează cu nimic. Deci un nou rând, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu redus în spațiul următor. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu redus și vom lucra astfel până la sfârșitul rândului. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am terminat și cel de-al doilea rând de picioruș dublu redus cu două ochiuri de lanț între ele. După cum vedeți, se prezintă în felul acesta. Eu cred că reușiți să observați și, bineînțeles, de acum va trebui să scădem din nou și vom continua. Voi scoate, să țineți întotdeauna sticla alături și pe măsură ce lucrați să măsurați. Pentru că, așa cum vă spuneam, firele pe care eu le folosesc aici în Italia, am menționat aceasta de multe ori, nu sunt egale cu cele din România, cu cele de acasă. Pentru acest fapt, eu întotdeauna menționez numărul cu care se poate lucra materialul, numărul de croșet cu care se poate lucra materialul pe care îl folosesc. Voi schimba aici clămița și de data aceasta voi continua lucrând un ochi de lanț și un picioruș dublu redus în următorul spațiu. Și cu siguranță va fi nevoie să facem două astfel de rânduri. Cu siguranță. Deci facem două rânduri în acest fel. Un ochi de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu. Un ochi de lanț, picioruș dublu redus în următorul spațiu. Un ochi de lanț. Eu
Cred că va ieși bine, sper. Voi lucra alături de dumneavoastră aceste două rânduri, pentru că le lucrăm foarte repede, pentru că sunt și eu foarte curioasă să văd modul în care se prezintă. După care mă voi opri aici cu această primă parte a acestui tutorial, pe care îl voi numi un tutorial surpriză, pentru că efectiv nu știu așa cam ce nume să-i pun. Și îl voi numi un tutorial surpriză, mie așa îmi place, de fapt îmi plac surprizele, bineînțeles surprizele plăcute. În același timp, în timp ce voi continua lucrarea, aș dori să mulțumesc foarte mult noilor înscriși pe canalul meu de YouTube. Vă urez bun venit alături de mine. Toate persoanele care au canal de YouTube, chiar dacă nu în ziua respectivă în care dumneavoastră urcați pe platformă un nou material, la seara sau dimineața următoare, când mă trezesc eu foarte devreme. Eu vreau să menționez că materialele unde eu dau like-uri, toate le privesc cap-coadă. Deci nu dau like fără să urmăresc acel video pe care dumneavoastră îl urcați sus. Uneori nu pot să fiu prezentă când sunteți live, pentru că în afara serviciului pe care l-am, uitați, am terminat deja primul rând în acest mod, un ochi de lanț, un picioruș dublu redus, și acum îl voi face pe cel de-al doilea. Poate nu întotdeauna reușesc să fiu prezentă, pentru că, așa cum știți, am și un serviciu. Datorită acestui serviciu pot să-mi fac tratamentele medicale de care am nevoie. Însă, în momentul în care am dat un like, așa cum vă spuneam, să știți că acel material eu l-am urmărit. Cred că aici am greșit, mă voi întoarce. Acel material l-am urmărit în totalitate. Eu nu vreau să bat joc de nimeni, decât să dau un like în momentul în care ați urcat pe platformă și să nu privesc, pentru că fiecare are nevoie de minute de vizualizare, prefer să îl urmăresc după aceea și să dau un comentariu cât de scurt. Însă, cu siguranță, ceea ce primește comentariul meu este urmărit cap-coadă. În afara de aceasta, vreau să mă adresez și fetelor de pe grupul de Facebook. Uneori este nevoie să așteptați un pic pentru a aproba postările dumneavoastră. Timpul meu este foarte scurt, foarte puțin, mă împart în mii de bucăți ca să reușesc să le rezolv pe toate. Bineînțeles, sunt fetele care sunt administratori pe grup, însă trei dintre ele au servicii și eu nu pot extenua fetele. Așa că sunt zile în care sunt de servici eu. Atunci, mă scuzați, o să mai întârzie un pic. Uneori, să știți că nu am timpul necesar să vă dau un sticker la lucrările dumneavoastră. Însă un like de la mine îl aveți întotdeauna. Și întotdeauna sunt foarte atentă la tot ceea ce se întâmplă pe grup. Să știți că eu văd toate postările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. De asemenea, mulțumesc
administratorilor care mă ajută din tot sufletul, sunt alături de mine, cu sufletul, de fapt, sunt alături de mine și pentru aceasta le mulțumesc foarte mult. Să continui în această linie. Cine dorește se poate înscrie, vă puteți înscrie la canale de YouTube pe care eu le-am descoperit de când sunt în această comunitate. Vă recomand pentru cine dorește Alina, o mămică din Germania, așa se numește canalul ei de YouTube. De asemenea, vă recomand din nou tati și fetița. Tati și fetița care în fiecare sâmbătă seară are o oră de divertisment cu bancuri, apoi sunt în cadrul aceluiași canal sunt prezentări foarte, foarte frumoase despre locurile în care se deplasează. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Din nou, Bursucul Călător, Bucur Loredan, La Cucina de Zina, Croșetate by Emilia. Doamna Emilia este una dintre noi. Uitați-vă ce frumos se prezintă, deci nu am greșit. Ia uitați-vă. Uitați-vă rezultatul. Așa cum vă spuneam, doamna Emilia, Croșetate by Emilia, este una dintre noi. Și pe măsură ce voi lucra, voi continua cu alte canale de YouTube la care vă puteți înscrie, totul este gratuit, sunt canale de YouTube pe care eu le urmăresc cu foarte mare plăcere și cu interes în același timp. Așa cum v-am recomandat și altă dată, cine dorește să slăbească se poate înscrie la Andreea și Răzvan, ei au două canale de YouTube, acolo puteți învăța să mâncați sănătos, acolo puteți învăța modul în care faceți sport, deci doar dacă scrieți Andreea și Răzvan veți vedea în acea fotografie un bărbat și o femeie. Vă puteți înscrie, vă puteți abona cu cea mai mare plăcere. Eu acum voi ridica un pic camera în sus să vedeți ceea ce am obținut până acum și apoi vom continua partea a doua a tutorialului. Voi aranja camera în modul în care să puteți urmări, să puteți vedea exact în toată splendoarea ei această sticlă de vin îmbrăcată în, uitați-vă, acesta este rezultatul. Eu imediat voi începe să încarc acest tutorial. Bineînțeles, mi-a luat un pic de timp de lucru. Așa, în momentul în care va fi aranjat totul la perfecție. Așa cum vă spuneam, va urma cel de-al doilea tutorial în care vom termina părțile care necesită un pic mai puțin timp de lucru. Și, cum vă spuneam la început, vă salută Tatiana, vă doresc o zi minunată, o zi binecuvântată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne întâlnim cu un nou tutorial, continuare la acest tutorial surpriză.
La rivedere!